Patru mandate de primar al comunei Săcălaz are la activ Ilie Todașcă și acum candidează pentru încă un mandat, însă nu pentru PSD sau PNL, ci pentru partidul din care face parte, adică PDL. Chiar dacă au fost neînțelegeri în organizația PDL Săcălaz, acesta nu părăsește partidul. În cursul zilei de astăzi a fost numit președinte interimar al organizației Săcălaz. Eu am semnat pentru candidatura din partea PDL anul trecut o hârtie și... Așa e normal și firesc, chiar dacă în politică, politica asta, nu mă exprim cum este, urma să-i anunț pe colegii din PDL, respectiv domnul președinte, domnul ministru Tabără, care este președintele meu de colegiu, să-i anunț că am făcut pasul spre celălalt partid. Discuții, vă spun sincer, au fost. Am discutat inclusiv cu domnul Robu, cu domnul Bojin, cu cei din partea PC-ului, dar nu am dat și n-am semnat nicio adeziune la niciun partid. În presă au apărut numeroase speculații cum că Ilie Todașcă a semnat în alb adeziuni cu alte partide. Negocieri au avut loc cu siguranță, însă fără finalitate pentru PSD și PNL.